Gata? Quale genere proponete insieme? La genere, perché c'è anche tra casse. Spettro a casse. Lassa a cincia. Ripeti uno per un'altra parte. Deci uno per l'altra parte. Deci. Scrie c'è frazie di un metro, rappresenta. C'è frazie di un metro. Rappresenta. Rappresenta. 5 centimetri. 5 centimetri. 2 decimetri. 2 decimetri. 1 metro. 1 metro. Și 10 da. 10 da. Deci 5 centimetri, cât reprezintă, ce fracție, ce parte dintr-un metru? A câta parte dintr-un metru? Asta vrea spune, da? 5 centimetri, cât reprezintă, ce fracție, ce parte din metru? Hai să luăm așa, jumătate de metru, cât ar reprezenta dintr-un metru? Jumătate de metru, dintr-un metru, ar fi o doime, nu? Deci, dintr-un metru, nu? O jumătate. Deci, dar jumătate de metru ce reprezintă? 50 de centimetri. 50 de centimetri dintr-un metru egal 1 pe 2 metri. Da? 1 pe 2 metri. Adică 50%. Adică asta vreau să spun. 1 pe 2 acesta poate fi amplificat cu cât cu 50 ca să ajungă la 5 ori 2, 10, 100 de centimetri și este egal cu 50 pe 100. 100 centimetri. Poate minte, eu trebuia să întreb, da, chiar așa întreba, cât trebuie de 50 centimetri dintr-un metru? Corect. Jumătate de metru. Care înseamnă 50 prin 100. Face simplificări, da? Și deci, asta înseamnă că pentru problema noastră, 5 centimetri, cât reprezintă dintr-un metru? 1 pe 20. 1 pe 20, adică 5 pe 100. 5 pe 100, simplificăm. Da, așa. Deci, pentru punctul anumit aici, hai să zicem anumit, 5 centimetri dintr-un metru egal cu cât 5 pe 100. Asta e fracția din metru. Care înseamnă 1 pe 20. Înseamnă 1 pe 20, al 20-a parte dintr-un metru. Hai să înțelegem așa, da? Al 20-a parte dintr-un metru. Mai departe, 2, da, decimetri, da? B. Ce înseamnă asta? Întrebare, ce înseamnă decimetri? Decimetri. Am uitat, da? Hai să ne amintim. Multipli și sunt multipli metru. Deci metru este unitatea principală. Cei deasupra se cheamă multipli. Mai mare metru, adică? Și este la se cheamă submultipli. Deci, submultipli sunt mai mici. Da? Și atunci, din 10 în 10, deasupra decametru, dam. Uite cum se scrie dam. Deasupra dam. Puneți dam. Dam. Hectometru. Care înseamnă 100 de metri sau 10 decametri. Și kilometri. Care înseamnă 1000 de metri. Deci din 10, 10, 10, da? Din 10, 10 cresc. Și tot așa, dacă ne ducem unul, cresc. Da. Decimetru. Decimetru. Scrie dm. Centimetru și milimetru. Așa. Decimetru. Centimetru și milimetru. Și acum să începem câteva să termină treaba aici și după să ne ducem. Da. Deci, 2 decimetri
trebuie transformați în cine, ca să avem raportul, să fie, ori ne ducem în unitate de măsură aceeași metru, ori ne ducem în centimetri, să fie, m-am mers aici, cine, ce reprezintă 5 centimetri din un metru. Deci ambele unități de măsură trebuie să fie, sau ambele mărimi trebuie să fie în aceeași unitate de măsură. Dacă ne decidem să mergem cu metru, atunci ne ducem în metri amândoi. Aici ar putea să ne ducem în decimetri. Aici dacă o să mergeți în metru, ziceți? Deci poate să fie și în metru, că ne referim așa, dar ne ducem, iată, în ce vrei tu, în centimetri. 3 centimetri. Deci 2 decimetri dintr-un metru egal. Ce înseamnă 2 centimetri? 2 decimetri. 2 decimetri. Uite, de multiplu, sunt multiplu, mai mic sau mai mare? 2 decimetri. Mai mare. Față de centimetru. Da. Mare de centimetru înseamnă cu 20 de centimetri, nu? Da? Deci egal cu 20 pe metru. Centimetru. Și aici tot în centimetri trebuie să am. Ca să poți fac simplificările. Așa, tot pe centimetru, pe centimetru. 100 de centimetri, cu metru al dar. Centimetru. Și ridică și face unul pe 5. A cincea parte dintr-un... A cincea parte dintr-un metru. De parcă metru ar fi fost împărțit în 5 și noi luăm a cincea parte. Dar dacă vrea să lucrați în decimetri, domn profesor? Dacă lucrăm în decimetri, ia să vedem ce s-ar fi întâmplat. Nu în centimetri, ci în decimetri. 2 decimetri din câți decimetri? Deci 2 decimetri din 10. Din 10 decimetri, nu? Că un metru înseamnă 10 decimetri. Tot așa, decimetru, decimetru se duce. Și face fracția 1 pe 5. Trebuie să fie același lucru. Vedeți? Da? Ce deci, frumos? Nu am cum să am alt răspuns. Cărmă, 10 da. Nu, metru dintr-un metru, domn profesor. A, metru dintr-un metru. Da. Unu. Sigur că da. Deci, un metru din egal cu 1. 1 pe 1, care înseamnă 1 pe 1, da? Nu, 1 pe 1, copil, mai decât, egal cu 1. Bun. Deci, raportul este 1. 10 decametri. Decametri. Dintr-o metru. În raport cu metru. Păi, dar vedeți, mai mare, dar e la scară. 100 de decametri pe un metru. 100 de decametri? 100 de 10 metri pe un metru. Păi, nu sunt 10 decametri. Stai. Adică 100 de decametri, 100 metri pe un metru. 100 de metri pe un metru? Da. Pe 10 decametri. Un singur decametru înseamnă 10 metri. Și sunt 10 decametri, înseamnă 100 de metri, da? Deci fracția ar fi 100 metri pe... Un metru. Un metru. Deci de 100 de ori. Da, de 100 de ori. Fracția 100 pe 1. Când ne întreba ce fracție este. Fracția este 100 de ori. Deci de 100 de ori... 100 de 100 de ori mai mare decât 10 de 100 de ori mai mare 10 de decametri decât un metru. Da. Da, de 100 da. De ori mai mare 10 decametri decât un metru. Adică sunt 100 de metri într-un în 10 decametri. Da. Exercițiul ăsta este, dacă vreți să mai faceți acum la unități ceva, așa. Altfel. Aici aș vrea să vedem cât reprezintă 20 de centimetri egal câți milimetri? 23 de centimetri egal câți milimetri? O să fie mai mult sau mai mulți copii? 23 de centimetri. Mai mulți? Mai mulți? Sunt mai mici? 230. 230. Ca și cum ar fi mulțit. Aici oricum nu poți să împați la pe 23 la 10. Bine că voi l-ați învățat cu virgul, dar i-am învățat. Practic, da. Decimale, voi nu le-ați învățat. Aici ne-i trebuie că aici a fost virgula
Și ea s-a dus la dreapta, peste o cifră, nemai fiind nicio cifră, cu zero. Și a ajuns aici. De aceea s-a mulțit cu 10. Mergem și vedem alta. 27,5 centimetri egal cu câți centimetri? 27,5 centimetri. Peste o cifră la decimetri și într-o zero punem, se vine 2,7,5,0 centimetri. Spune-mi. Da? Virgula o pun de prisos. Da. Și băgând virgul doar 0, nu are nicio măsă. Cât înseamnă 25,3 decametri de, nu de care, decimetri, în câți metri ar însemna? Metri, dar câți metri? Da, în câți metri? Pe metri o să fie mai mult, nu? Așa? Așa, cu cât vor? Cu 10? O să fie mai mulți? O 10? Păi decimetrul este aici? Decimetrul e mai mic, metri mai mare. O să fie mai puțin. Sigur că da, virgula cu ce e aici acum? 2,53 metri. Da. Deci, atenție când ne ducem deasupra, sunt mai puțin și când ne ducem sub ea, sunt mai mulți. Da. Cât înseamnă 2,7 centimetri în metri. Deci, trebuie să mă duc peste o cifră odată ca să mă duc la cine, la decimetri și mai pun un 0 ca să fie pentru metri. Aici am putut să ajung în virgula, da? Tocmai aici trebuie să ajung și atunci 0,027. 0,027 metri. Da? Mai face câteva case de să fim siguri că merge treaba. Cât înseamnă 2 km măsurați în dat de kilometri. O să fie 200 de metri. 200 de kilometri. Cât înseamnă 2,3 da, în kilometri. 0,023. Așa. 0,023. Pentru că s-a dus peste 2, aici era înainte, s-a dus peste 2 și 0,023. Cât înseamnă 2,3 da, în centimetri. Oricât? Nu. Ori 100.000, 10.000. De ea, atent. Nu, 1.000. Ori 10, ori 100, așa. 1.000, da? 2.300. Așa, deci trebuie 30 mani. Fuge în dreapta peste 3. Una o am. Și mai pot două zerouri. Deci 2, 3 și 2 zerouri. Da? 2300 centimetri. Da, ați înțeles. Vă exersați voi la acasă și tot treaba merge foarte. Ia să știu. Mai aveți ceva? Da, mai am un exercițiu. Băieții și da, o chitară. Da, o chitară. Da, o chitară.
Da, pentru că dacă nu le... Nici la fizică o să vă fie greu dacă nu știți și... Într-a șasea. Așa, aici e titlul 4 de la pagina 140. 140. Determinați pe regele XY de numele naturale, pentru care următoarele de fracțiuni. Determinați pe regele XY de numele naturale, pentru care următoarele fracții sunt echiunitare. Așa încât fracția de nou, următoarele fracții, hai să zic, se spun următoarele. Fracții. Echiunitate. Sunt echiunitate. Ah. Ce înseamnă echiunitate? Că nu mă înțeleg dacă nu mă întorc. De ce? A. Și să ți-i dau cu 10 supra x minus 1 pe lângă y plus 1. Y plus 1. Adică x minus 1 pe 10. Exact. Adică asta trebuie să fac 1, nu? Ceea ce ar fi x minus 1, mai spus bine, pentru că y plus 1, egal cu 10. Și? Acum am putea să facem subiectivitatea, adică să le să mulțime deja. Și la cine ajută? O să fie x, y? Nu mă ajută. Ce două numere mulți? De fapt 10. De 5, 10. Deci 10, asta dă 10, dacă și numai dacă, se întâmplă următoarele situații. X minus 1 egal cu 1 și Y plus 1 se face 10. Sau, și computăm în treile. Ținem cont să le computăm ca să greșim. Sau x minus a este egal cu 10. 10. Și y plus 1 este egal cu 1. 1. Apoi. X minus x minus 1 este egal cu 2. Și y plus 1 este egal cu 5. Sau x minus 1 este egal cu 5. Și y plus 1 este egal cu 2. Spune ceva să fie regulă? Nu mă susținut. Din x minus 1 este egal cu 1, rezultă că x este egal cu 2 x și egal cu 2 și y este egal cu 9. Așa o dată sau altă dată? Sau x este egal cu 11 și y este egal cu 0. Da. Oare este x este egal cu 3 și y este egal cu 4. Și x este egal cu 6 și y este egal cu 1. Și acum, răspunsul corect poate fi așa, sub formă de mulțime. Mulțimea căutată a mare, egal cu mulțimea perechilor. Și punem perechi xy, da? Adică pe locul 2 punem x și pe locul 2 y, adică 2 și 9. 9 2 la 4. Poate pereche 11, 0. Da, prima. La fițe, la 2, este egal cu 9. 2, 9. În sigur, da? 11, 0, 0, 0. 0, da. Așa. 3 și 4. 3, 4. Și 6 și 1. 6 și 1. Ce sunt perechile? Da. Și cum ați spus? Și la 3. 6 supra. X plus 1. Pe lângă Y plus 2. Să dea. Acum, dacă și numai dată. Vorbesc Andrei, acum s-a auzit cu Oria. Când? Cine se facă unul? Ce trebuie să fie asta? Cât se știe? Adică, ăsta de rost se facă 6, să fie 6 pe 6. Cum a fost înainte 10? Da. N-am zis că numitorul să fie 10. Ia să facă 1. Deci asta se întâmplă, dacă mi-a dat că x plus 1 pe lângă y plus 2
Egal cu 6. Ce ceară în cont? Duce spre situațiile. Ce situații mă fără așa? 2, x plus 1 să facă 2, da. Și y plus 2 să facă 3. Da, 2 și 3. Deci x plus 1, x plus 1 să facă 2 și y plus 2 să facă 3 sau, deși computăm și 3 ori 2, x plus 1 să facă 3, x plus 1 să facă 3 și y plus 2 egal cu 2. Sau alte situații. Mai am un mesele. X plus 1 e 1 și y. Așa. X plus 1 egal cu 1 și y plus 2 egal cu 3. E 1 ori 2. Cu 6, da. Sau, pe comutăm, x plus 1. Dar nu trebuie să le desfășoare. Deci, cealaltă spune. Până nu se poate, ca să vadă că le luăm de toate. X plus 1 egal cu 6 și Y plus 2 egal cu cât cu 1. Da? X plus 1 egal cu 6, Y plus 2 egal cu 1. Și acolo găsim toate perechile, adică mulțimea de, hai să zicem așa, e formate din perechile. Deci ar fi 1 și 1. Așa? Da, da. 1, 1. Apoi, 2 și 2 și 0. 2 și 0. 0 și 4. 0 și 4. Și respectiv 5 și minus 1. Aia nu se poate. Imposibil. Imposibil. Și cu atât, astea sunt perechile găsite la punctul. Da. Ce n-ați avut, de ce n-ați avut voi priză? De ce ați bâlbuit aici? N-ați înțeles ce înseamnă fracție echivalentare? Fracție echivalentare, numărător egal cu numitor. Și unde vă trimite? Cât oricât se facă 10 sau cât oricât se facă 6. Toate variantele. Și de acolo găsim perechile respective. Deci, sigur. Faci niște prolimpiade. Da, 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 da. Nu vă spune copii, că vă prindeți bine și vouă. Nu fi interesant. Nu facem altceva decât tot mai. Exact. E interesant, știți. Vedeți. Ce-i pierdut eu bani. Mai făcut și pe mine. Da, n-ați urmărit. Eu n-am avut. Și de acest de viață a fost eu. Deci, da? Și eu am avut când ai lucrat acolo. Da. Exemplu 12 de la pagina 87. 12 de la 87. Vom spune că un număr este interesant dacă poate fi scris ca sumă de două numere naturale, nenule, compuse. Deci, un număr este interesant dacă poate fi scris ca două sumă, ca sumă două numere naturale compuse. Ce înseamnă număr compus? Cum înțelegi voi? Hai să fie cum ar fi 2 ori 3, nu? Și ajunge. Compus. Ce înseamnă? Trebuie să înțelegem bine ce înseamnă compus. Când două numere este compus. Când un număr este compus. Nu poate fi alte două numere, adică sunt făcute din alte două numere. Adică 4 plus 2, ca de 6, ce? Voi aveți o idee? Ce înseamnă număr compus? Număr compus este format din două numere care sunt împărțite sau adunate. Aici unor și autorii stabilesc, cum ai zis, e interesant. Da. Poate să fie și aici ca o definiție a lui proprie. De repede să folosești. Arătați că numărul 10 este interesant, iar numărul 11 nu este interesant. Adică el și-a denumit, cum era chestia aia, numere perfecte, sau numere amuzante, cum era în alte probleme. Da. Care își pur și simplu și-mi plus 2 evaluare și ne spune ce fel de numere sunt. Nu spune și la soluții complete. Bună, în majoritatea situațiilor, 23 este un număr compus din, din cine e 20 și 3. Da. În sensul ăsta, ca scrierea lui în baza 10.
Deci 20 plus 3. 20 plus 3. Din ce părți este? Părți componente în scrierea lui. Asta o să spun. Și acum... Dar 10 cum poți să scrie? Pe 10, cum se scrie? Ca fiind egal cu 10 plus 0. Da. 10 plus 0. Sumă de două numere naturale nenule. Nenule. Pe 11 poți să scrii ca 10 plus 1. De ce 10 nu este interesant? De la el, arătați că numărul 10 este interesant. Este și 11 nu este. 11 nu este interesant. Da. 11 este egal cu... După cum am numit 10 plus 1. Bine, să vedem ce interesant. Numere interesante. Păi, ar trebui să nu numere compuse. Da, numere compuse. Cum să trebuie să spuneți că găsim este adevărat. Cine spune să fie adevărat? Am înțeles, dar ne spune cine să fie interesant și cine să fie interesant. Exact. Dar acum trebuie să clarificăm bine cu ce înseamnă numere compuse. 10 egal cu 4 plus 6. Și 11 egal cu 1 plus 10. Care e egal cu 2 plus 9, care e egal cu 3 plus 8, care e egal cu 4 plus 7, care e egal cu 5 plus 6. De asta 10 este interesant. Dar 11 nu. Deci 10 este egal cu 4 plus 6. Bun. Hai să desfășim noi să vedem. 10 egal cu 4 plus 6, da? Oare că e... Pe când 11 este egal cu 1 plus 10. 1 plus 10. Care este egal cu 2 plus 9. 2 plus 9, da. Care e egal cu 3 plus 8. Care e egal cu 4 plus 7. Care e egal cu 5 plus 6. Și 11 spune că nu este interesant. Nu este interesant. Păi el vrea să spune că este interesant descompunerea, în sensul că este suma două numere pare. Vom spune că un număr este interesant dacă poate fi scris ca sumă de două numere naturale, nenule, compuse. Asta înseamnă, adică înmulțite cu ceva, adică înmulțite între... Nu, cred că 2 plus 2. Păi uitați, 2 plus 2 și 3 plus 3. Păi 3, 2 și 5, de exemplu, în număr natural... Păi da, pe exemplu, 5 plus 5 atunci, dacă era 10. Nu, era înmulțire. Nu, e înmulțire. Astea două numai sunt compuse în genul 2 plus 2 și 3 plus 3. Asta vă zic. Ca ele au în interior 2 plus 2 și 3 plus 3? Da. Și 10. Că okay. Pe de-a 10-le are pe 2 plus 2, dar nu are pe 3 plus 3. 3 plus 3 plus 3. Vedeți, de la 10 până 1 plus 9. M-am plecat acolo la 11. Și vedeți, acolo a plecat 1 plus 10, 2 plus 9, 3 plus 8, 4 plus 7, 5 plus 6. Da, deci 10, dar și mai 4 plus 6. Da. Și el spune că nu ajunge niciodată să fie suma două numere pare. Deci testându-le toate variantele de exprimare ca sumă a două numere, nu ajunge niciodată să fie suma două numere pare. Da. Este un număr impar, 11, care nu poate fi scris niciodată. 1 plus 10, 1 par și altul impar. 2 plus 9, 1 par, 1 impar. 3 plus 8, 4 plus 7, 5 plus 6, niciodată. Deci, asta da, nu zic numere pare. Deci, luându-le și analizând, el se oprește aici, găsește o primă pereche. Putea să găsească și 2 plus 8, nu? Exact. 2 plus 8, care este din nou o pereche care face să fie tot o sumă de numere pare. Da. Încă nu ne-a fost clar ce înseamnă... Ia să vedem pe... Determinat toate numerele interesante. Așa. Și a determinat toate numerele interesante, zice așa. B. N egal cu 2K.
Numele stilizate și numele cai. Da, 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 da. Ne e egal cu 2 ca. Unde ca este mai mare egal decât 4, vedeți? Ca mai mare egal decât 4. De-aia pune și de la 4 la 10? La 10. Nu mai știu, trebuie să ne gândim. A, și la 2 nu poate să fie. Nu mai fi. Ne zici imediat, de ce nu poate să fie 2? Deoarece 2 este egal, trebuie să fie numele de nume și 2 este egal cu 2 plus 0. Și nu se poate. A, deci trebuie să fie numai numere pare. Și trebuie să fie de la 2 în sus. Numai numere pare, cum am zis. Și 2 nu poate să fie, trebuie să fie de la 4 în sus. De la 4 în sus și tu să duci așa. Că 2 ar fi de la 2 în sus. Și de la 2 în sus. Ca o să fii la 4 încolo, deoarece asta înseamnă 4 de 8, deci pentru K egal cu 4, apare nu de forma, de care nu ce formă, nu este 8 în cazul de față, da, nu egal cu 8. Deci 4 nu se pot. 8 cum poate fi, să fie scris? 8 poate să fie scris ca 2 plus 6. 2 plus... Vedeți? 4 nu poate să fie, deoarece 4 este egal. 4 este. 4 nu e. Da, e mai mare egal. Grigia de azul, de numărul 4 este mai mare egal decât 4, nu e numărul ăla. Grigia de azul, că e, este egal cu 2 pentru K minus 2 plus 4 și este număr interesant. Deci N egal cu 2 pentru K minus 2 plus 4. K minus 2 plus 4. K minus 2 plus paranteză. K minus 2 plus 4. Da, plus 4. Este număr interesant. Și n egal cu 2 ca plus 1, unde k mai mare egal decât 6, adică impar. 2 ca minus 1. 2 ca plus 1. 2 ca plus 1. Unde k e mai mare egal decât 6, rezultă că n e 2 pe lângă k minus 4 plus 9, este număr interesant. Și pe aici se poate. 2 minus k, 2 pe k minus 4 plus 9, nu? Da. 2 ca minus 4. Da, e 4, vedeți? Când o lua par, K o lua mai mare egal decât 4. Când o lua din par, bine, K o lua mai mare egal decât 6. Deci, 2 pe lângă K minus 2 plus 4. Trebuie să... Exact, să găsim o logică. Da, să vă zic un astfel și domnul profesor și facem adică da. Simplu. Verificare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 9 nu sunt interesante. Mulțimea numerelor interesante este 8 și 10 reunită cu N, unde N e mai mare egal decât 12. Deci mulțimea elementelor interesante este mulțimea mare egal cu 8, 10, 10. Reunită cu N, aparține mulțimea numerelor naturale, unde N e mai mare egal decât 12. E mai mare egal decât 12. Adică rămân neinteresante cele de până la 7, nu? Până la 9, de la 1 la 9. La 1 la 9 sunt. Vă rog, tot era? Da, fișor. Vă trăiesc. Da. Și... 8 se scrie ca fiind 4 plus 4. 10 se scrie ca fiind 4 plus 6. 12 se scrie ca fiind 4 plus 8. 13 se scrie ca fiind 4, nu? 13, 9 plus 4, nu? 9 plus 4 face 13. Noi nu avem să numere pare. Deci 13 se scrie așa, da? 12 se scrie, 13 se scrie. Da, noi nu avem numere pare, dar nu se trebuie să fie numere pare, vedeți? Hai să vedem, Daria, să înțelegem și ultimele două ăsta, cum le te interesa. Și... Deci, înseamnă că poți fi 4 plus 9, da? 13, 14. 4 plus 10. Așa.
15 este egal cu cât? 4 plus 11. 4 plus 11. 16. Așa, deci asta vrea să se întâmple. Deci, în clipa în care deci 4 plus ceva, înțeleg eu. Toate scrie 4 plus ceva. Deci, 10 și 12, 8 scrie 4 plus 4, 9 nu mai poate fi scris 4 plus 5, nu? Da, și mă dă cele 4 plus 7 iau de acolo și nu e interesant. Deci, sumă de două pătrate perfecte, poate la asta se referă? De aici ar fi sumă de două pătrate perfecte. Da, 4 plus 6, da, da. 6 ne pătrate perfecte. Deci, 4, 2 la a doua, plus 3 la a doua, a înțelat pe 13, nu? Și este bine. Dar 10 nu mai am ce spune. La exact. La 14 și 4 plus 6 le la avea. Deci un număr, zici că e interesant dacă e suma două numere compuse, zice, nu? Naturale, nenule, compuse. Compuse. Nu e clar ce înseamnă compus. Că zice 10 este interesant. Și ăsta impact nu e interesant. Deci pe 2, pe 13 nu trebuia să-l luăm, pe 15 nu trebuia să-l luăm. Ba da, zice la 12 încolo tot nu merge. A, de la 12 încolo nu merge. Da, la 12 încolo nu merge. Deci da. 11 nu este interesant. Păi dacă zice că... Și de ce îl refuză pe 11? Că n-ajunge la suma două numere... Cu 4, ba da. 4 plus 7, ia uite. 4 plus 7, da. Cred că am înțeles tot. Ia. Noi, deci pe 13 și pe 15, cred că n-ar fi trebuit să luăm, că zice că noi e egal cu 2K. Păi, da. Avem și 2K, uite, vezi, 2K și 2K plus 1. Exact. Cu K de la 6 încolo, 2 ori 6, 12 și cu 1, 13. Da? Deci la 13 încolo și toate celelalte impare. 13 și 4 plus 9. Dacă am acceptat că e 2 la 2 plus 3 la 2, în sensul ăsta s-ar trebui. Da, dar 15, 4 plus 11? 15 nu mai respectă. Și atunci suntem în... Nu trebuie să ne totuși la 2 pe lângă K minus 2 plus 4. Da, era pentru numerele pare. Da, și la... Până la 2, cred că ne-a ajutat. 2 pe lângă K minus 2 plus 4, da? Nu cred că dată degeaba. Nu cred că a scris degeaba pe aia. Deci așa, înțeleg eu așa aici. Că dacă e par, dacă el este par, să fie produsul 4 plus, să fie 4 plus multiplul de 2. 4 plus multiplul de 2. Că aici, dându-l ca valoare, vezi, da. 4 plus multiplul de 2. Da, așa, ia să vezi acolo. Iar... 4 plus multiplul de 2 și 4 plus 6, cât mai las pe de deci vrea da, 4. Dar la 2K plus 1, zice 9 plus multiplul de 2. Așa se înțelege. Da. 9 plus multiplul de 2. 11, de ce m-am pus interesant în fața ta? Și 2 e... Deci, când e par, vrea multiplul de 2 plus 4. Când e impar, vrea multiplul de 2 plus 9. Adică 9, hai să zicem invers. Egal cu 4 plus 2 pe lângă K minus 2 și egal cu 9 plus 2 pe lângă K minus 4. Bine, asta tu știi ce mai ziceva, pentru că și 2 multiplul. 2 și totuși 12 numere. Noi încercăm să găsim ce vrea prin compus. Da, de asta da, mi-e tot uităm da, acolo, da, acolo, da. Știi? Încercăm să traducem ce este, compus. Ce înțelege prin număr compus. Când un număr este compus. Că zice,
arătați că este scris ca o sumă de două numere compuse, nu? Exact. Sumă de două numere compuse. Da. Deci când o număr e compus? 4 și, 4 și 2, pentru că carnul 2 sunt compuse. 9 și 2 pentru că carnul 4, iar sunt compuse. De asta trebuie să spună, da? Da. Deci când caul este par, 4 și 2 pentru că carnul 2, fiecare sunt compuse în parte. Și 9. E, vedeți aici, eu mă duc pe ideea 4 e 2 la a doua, 9 e 3 la a doua, și 2 pe lângă minus 4, ăsta e totdeauna în multiplu de, 2 acolo. Păi înseamnă că noi pe 13 l-am scris bine, dar pe 15 nu am mai scris bine. Trebuie să scriem ca fiind 9 plus... Așa, trebuie să scriu pe 9 plus... plus 6. 6, dar e 9 e 3 la a doua plus multiplu de 2. Multiplu de 2, da. Deci cele toate impare sau scrie 9 plus. Da. Iată, 16. 16, o scrie 4 plus. 12. Da, care e multiplu de 2. Și 17, o scrie 9 plus. 9 plus. 8. 8. Care ea e multiplu de... De 2. De 2. 2 pe 2, nu știu ce. Dacă asta o fi, nu știu să știu. Undeva să fi fost stabilit ca o definiție matematică. Exact. Așa, da? Două numere compuse. Ce înseamnă numere compuse? Numerele compuse pentru cele pare înseamnă 2 la a doua și cele impare 3 la a doua. 2 ori 2 plus 2 ori 3? Gândiți-vă la 10, domnul profesor. 4 la se la 2 ori 2 plus 2 ori 3 și asta se înseamnă numele... 2 ori 2. 2 plus 2 ori 3 și asta se înseamnă compus. 2 ori 2 plus 2 ori 3. 10-le, da? Da. Și 11-le nu putem să facem, să ajungem la... niciodată, indiferent ce facem din alea, 2 ori... Adică... Înțelegeți ce vreau să zic? Da, deci tu zici așa, 10, l-am prins ca fiind 2 ori 2, plus 2 ori 3. 11 nu îl putem așeza așa, nu? Nu. Bun. Dar 12 l-am putut așeza. Iată, 2 ori 2. 2 ori 2, 2 ori 2, plus 2 ori 4. 4. Nu? E bine? Da. 8 plus 2. Și 14 ia să vedem, 2 ori 2. 14 egal cu 2 ori 2 plus 2 ori 5. Ori? 5. 5. Să înseamnă asta compuse, că-s compuse? Dar care e logica de unească de... Păi dar sunt 2 ori 3, 2 ori 5... Numele prime, numele compuse. Stați cum am dus la teorie acum. Ia să vedem. Așa. Rețineți, un număr este prim dacă are exact doi divizori, exemple, număr compus. Deci, pentru a arăta că un număr natural este prim, procedăm astfel. Bun, nu. Dacă una dintre părțiri se efectuează exact, dă restul 0, atunci numărul nu e prim. Se numește număr compus. Dar să citesc atunci. Notă. Deci, un număr natural este prim. Dacă are exact doi divizori. E 1 și pe el însuși. Exemplu, 5, 11, 29, 31, 32. Dar are divizori... Notă. 1 nu e prim, pentru că are un singur divizor. 0 nu e prim, pentru că are o infinitate de divizori. Așa. Pentru a arăta că un număr natural este prim, procedăm astfel. Împărțim numărul dat la numerele prime în ordine crescătoare. La 2, la 3, la 5, la 7 și mai departe. Dacă una dintre împărțiri se efectuează exact, adică dă restul 0, atunci numărul nu e prim,